Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Minecraft. De data asta jucăm Christmas Chaos. Suntem pe Mineplex și suntem alături de Dani. Salut! Salut, Dani, și ție. Avem aici elfii ăștia. De data asta e a doua versiune a jocului. Nu știu câți dintre voi vă amintiți, însă în fiecare an eu joc Christmas Chaos pe Mineplex. E unul dintre minigame-urile mele preferate, așa că de data asta o să-l jucăm al doilea, pentru că au băgat ăștia un joc nou. Adică l-au editat puțin și au făcut un nou joc. Nou. Da, hai să jucăm, Dani. Am mai jucat de câteva ori și am mai încercat să câștigăm, dar e destul de greu, pentru că la ultimul boss toată lumea moare, frate. Și toată lumea moare. Am rămas o dată singur și am stat 5 minute acolo încercând să-l bat pe ăla. Am scăzut jumătate de viață și după aia am murit și eu, pentru că e foarte greu. Sper că nu mai mor, Dani, de data asta, măcar tu. Nu mai mor. Ne concentrăm și câștigăm. Nu știu de ce am impresia că o să mori acolo în 5 secunde. Da, sper că mi se pare mie. Mama, am început deja, eu mă plimbam pe aici ca fraierul. Am început. Acum duc și eu după primele cadouri. Aici avem un parcur foarte easy. Trebuie doar să facem pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Și după aia sărim pe ceilalți copaci. Băi, e super, super ușor. Asta ar trebui să fie făcut în câteva secunde, înțelegi? Înțeleg perfect, Max. Oh, nu, zi-mi, te rog, că mă pot întoarce. Ok, mă pot întoarce. Bă, eu îl fac acum ăsta. Sper să mai vină. Ok, mai e cineva aici. Bă, ăsta e gata. Primul cadou. Oh, God, ce era acolo? Hai că măcar te respondează la primul. Mai trebuie un singur cadou de luat și e gata. Deci ar trebui să vină cineva aici. Nivelul ăsta e super ușor, dar mai încolo o să devină super greu. Bă, dar cum ai intrat prin mine? Trebuie să mergi la cadou. Da, hai că te duc eu și te apă. Da, știu drumul. Mori. Mamă, te auzi? Ai lag, ce pana mea? Am lag? Ia să rezolvăm. Nu știu, te-ai auzit. Te-ai auzit și după aia nu te-ai mai auzit, înțelegi? Se mai întâmplă, Dani. Hai că am ajuns eu la cadou ăsta. Deci atât de easy să ajungi și nu a ajuns nimeni până acum? Ba da, am fost eu. Păi, dar doar tu. Doar eu. Restul nu a ajuns? Absolut nimeni, Max. Bă, oare are mai rost? Mai are rost oare să ies din peștera asta sau o să mă teleportez oricum? Te teleportează, crede-mă. Am ieșit? Da, cred că mă teleportează fix acum, nu? Sau nu mă mai teleportează, aparent am reușit să vin. Dani, vreau să câștigăm de data asta, chiar vreau să salvez Crăciunul. Pentru că mi s-o luat să pierd de fiecare dată. E oribil să joci jocul ăsta 20 de minute și după aia să pierzi așa, într-o secundă. E chiar enervant. Da, știu că nimeni nu e atentă și trebuie să te concentrezi și e nașpa. Nimeni nu e atentă? Da. Atent, Dani, nu? Mă rog, nimeni nu e atent? Da, cred. Păi cum să zici atent? Nu mai prea știu, frate, limba română, eu nu mai am treabă. Hai, Dani, oh my god, labirintul ăsta, imposibil. La care nici măcar nu mă mai chinui, pentru că e foarte greu. Deci labirintul ăsta e... Niciodată n-am știut să-l fac și probabil niciodată nu o să-l știu să-l fac, pentru că e prea greu. Oricât te-ai plimbat pe acolo, nu găsești soluția. Nu ți se pare? Ba da, vin și eu pe acolo. Băi, am luat cadou ăsta, mă duc acum să încerc și labirintul, dar nu cred că am vreo șansă, pentru că e imposibil de greu. Și trebuie, nu știu dacă v-ați dat seama până acum, dar trebuie câte doi să ajungă la fiecare cadou, deci o să fie greu, mai ales aici. Uite, ăla deja a ajuns. Nu a ajuns, ajuns deja ceva? Nu, e lângă? Hai că vin și eu să încerc. Baftă, Dani, da, nu știu dacă ar o să încerci. Vai, au venit pe engine peste noi aici. Lasă-i să vină, tu intră înăuntru. Au intrat după mine. Cum poți să găsești drumul, mă? Cum e posibil? Nu știu, m-am plimbat pe aici de o grămadă de ori și n-am găsit nimic. O fi ceva ce noi nu vedem, Max. Adică trebuie să fie ceva aici. M-am ajuns la... Păi trebuie să fie ceva, dar nu e, cred. Vai, sunt și pe engine aici acum. Uite, mă duc după tipul ăsta, poate știe el. A, nu? O? Nu? Cred că am mai fost pe aici de vreo 5 ori runda trecută, dar e ok. Hai că mă uit un pic să văd cum poți să ajungi acolo, știi, Max, înțelegi? Nu prea. E gheață, și dacă e gheață, acolo e nivelul. Mamă, dacă aș avea un night vision aici, aș vedea perfect. Știu, bă, niciuna din astea nu merge, mă, niciuna și... Sau asta? Dani. Da? Cred că-l fac acum. Ia că-s curios până ajungi ca să nu, nu, nu-l fac.
Dar n-ai cum să vii aici. Știi tu unde-s eu? Nu cred că știi. Bă, e imposibil, mă, iar m-am blocat. Poate pe înseamnă că e complet alt drum față de cum se duce toată lumea, înțelegi? Trebuie să fie așa, altfel n-are sens. Păi nu știu, dacă te unul mai reușește să-l facă, văd. E nebună la care îl face. Dar văd că de data asta nu-l face nimeni. Observi și tu? Observ și eu. E cam... Cam greu, nu știu ce să zic. Dani, măcar tu să-l faci. Da, păi mă duc acum să descoper calea secretă. Vai câți pe engine-ul pe aici. Nu-mi vine să cred. Salut, Max. Mamă. Bă, nu pe aici, mă. Nu pe aici. Oh my god, și eram fericit că am găsit un drum. Nu știu, poate trebuie să urci și după aia scobori. Adică, uite, ca să ajungi acolo trebuie să vii pe aici și pe acolo. Deci trebuie să mergi prin colț. Dar cum ajungi în colțul ăla? Nu știu, asta e o bună întrebare. Bă, nimeni, mă, nu ajunge. Cât de greu trebuie să... Cum o reușit ăștia să facă un labirint atât de bun? Eu nu înțeleg. Nici eu, sincer. Blocurile astea oricum te încurcă super mult pentru că e totul foarte, nu știu. Crezi că nu vezi și de-aia? Da. Îți dă senzația că vezi și crezi că te duci bine și nu te duci. Așa e orice labirint. Pe aici am mai fost de 5 ori. Deci nu știu ce zic. Nu știu exact. Pe aici iar am mai fost și eram fericit că l-am făcut. Și după aia te-am văzut pe tine, înțelegi? Aha, înțeleg perfect. Ce facem asta? Bă, dar nu e, mă, pe aici, mă, nu știu. Poate trebuie să urcăm, cred, în sus. Așa mă gândesc și eu, dar pe unde? Oh my god, cât de greu poate să fie un labirint. Asta mă întreb. Foarte greu apare, Max, suntem toți în labirintul ăsta, toți 11, cred. Și nimeni nu reușește. Trebuie să fie un bloc prin care să... Nu știu, tu să nu prea vezi că e acolo, știi? Și să fie, de fapt, și să poți să mergi pe acolo și să găsești drumul, dar dacă l-aș găsi măcar o dată în viață, să știu după aia pe unde să mă duc. Ar fi perfect. Dar nu pare să se întâmple chestia asta. Uite, cred că trebuie să mă duc acolo. Și cum mă duc acolo? Pe aici ar trebui să mă duc acolo, nu? Ar trebui să cobor jos. Dar cum cobor jos? Dani, ajută-mă! Sunt și eu aproape, dar departe, înțelegi, Max? Naia, nu ești greu. Aproape. Dacă nu ajungi acolo, degeaba. Exact. Bă, am mers în fiecare colț al labirintului ăsta și n-am găsit. Cred că... Și nimeni nu l-a făcut. Nu știu, l-a făcut cineva. What? Încă două, deci mai trebuie, mai e treabă. Păi, dar cred că n-a făcut pe Max, cealaltă parte. Max, ia uite. Oh, bravo, Dani. Cum ai reușit? Frate, cu talent m-am concentrat și a fost totul perfect, Max. Păi, pe unde ai găsit drumul? Vreau și eu să-l știu. Nu mai știu. E care ideea? Dacă te uiți acolo la forma aia, vezi că e un drum drept și îți dai seama cam pe ce parte să o iei. Nu știu. M-am uitat și eu și nu mi-am dat seama. Se mai întâmplă, Max. E greu, mă, nu știu. E foarte greu labirintul ăla. Sunt niște genii ăștia de la Mindplex că au reușit să fac un labirint atât de bun. Da, de acord. Oricum, sunt fericit că am luat două cadouri. Hai să continuăm. Hai să continuăm, Dani. Nici n-am pierdut 10 minute la minigame-ul ăsta, dar cu ei pas, nu? Eu zic că am câștigat, că am reușit să-l facem, ceea ce e ok. Că poate... Bă, era posibil să nu reușească nimeni. Exact. Vreau să minez aici. Lăsați-mă în pace. Mamă, câți vin. Dani, dacă mor playeri, suntem morți. Și presim că o să moară măcar unul. Așa, nu o să nu moară nimeni, i-am păr pe toți, Max. Păi cine minează? Nu știu, cei pe care i-apăr poate. Dacă îți de treabă. Nu prea să mineze nimeni. Ce zice ăla? Presim că nu o să moară. Nu cred. Adică trebuie să fii noob să mor la mobii ăștia. Adică niște mobi pe care poți să fugi oricând. Sapă, Dani. Sap. Sparge toată piatra de aici să treacă moșul. Hai că mai avem încă puțin, Max. Deci chiar vreau să salvez căciunul de data asta. M-am sturat să mă bată captain ăla. King, de fapt. Regele. Regele. Dovleac. Da. Hai, mă.
Hai să plecăm la următorul nivel. Oh my god, nivelul ăsta oribil. Bine, nu e atât de oribil, dar e puțin oribil, nu? Mhm. Hai mă pe stânga, dar... că toată lumea merge pe dreapta. Da, corect, hai pe stânga. Și știi mamă, pe stânga, stânga ce? Da. Deci, aici o să vină o grămadă de mobi. Și e nașpa că sunt și creeperi, sunt și blazuri, sunt și pigmeni, sunt și tot, tot ce se poate, Max. Chiar tot ce se poate. Vreau să stau aici sus. Bă, ăsta nu-i PvP de 1.12, adică nu funcționează, deci... Cred că doar trebuie să stai cu sabia. Am rămas nou, Max. Nu înțeleg cum poți să mori aici. Adică poți, dar... E greu să mori. Parcă la următorul rămânem 5, Dani, și după aia mai rămânem 4. Și rămân... Și câștigăm noi doi. Nu? Nu știu, o să fie greu. Finalul acum e mult mai greu față de cum era anul trecut. Anul trecut reușeai și singur să-l faci. Anul ăsta, dacă îl faci singur, îl faci în 15 minute. Hei, mai am două inimi, Dani. Mamă, ce pe tine, hai că iau eu. Baftă, am plecat. Veniți, mă, toți pe mine, că vă omor pe toți, mă, urâților. Nu mai am tu pe o stau aici. Ai grijă că pigmenii dau mega mult. Știu eu, normal, sunt pigmen, cred că dau câte 3 inimi, nu? Nu știu, dar mult. Vai, cât sunt pe mine și acum fug și eu. Ai mare grijă să nu mori. Mi-e mai frică de generator, sincer. Un creeper, așa random. Generatorul nostru pică, Max. Nu cred că o să pice. Mai are puțin rău. Nu creeper. Fugi, Max. O bubuie creeperul lângă generator. Ce părere ai? Oh, nu. Mai a rămas un singur generator? Hai la ăla. Da, hai la ăla. Eu îi mai țin aici puțin. O inimă, bubii creeperul ăla lângă mine. Da. Pleacă că îi țin eu pe ăștia. Mamă, dar l-omoară pe moș. Nu! Nimeni nu s-a atinge de moșul. Creeper! Oh my god, Dani, fugi că era să mori acolo. Well done, mamă, mă mir că am reușit. Max, uite cât mai suntem, nu vreau să te sperii. 5. Oh my god, sper să fie măcar unul bun la parcur. Deci dacă nu facem parcurul ăsta, e oribil, înțelegi? Partea bună e că avem mult timp, așa dacă avem mult timp, ne descurcăm. Bă, da, chiar avem mult timp. Nu cred că am mai avut atât durat. Nope. Dar degeaba totuși, că la ultimul boss, 5, nu prea e suficient. Dacă joacă bine, măcar 2, e bine. Măcar 2, dar nu știu dacă o să reușim 2 să facem. Eu cred că reușim, Max. Ori mor eu, ori mor tu, eu așa cred. Mm-mm. Nu moare niciun. E greu, mă, să te menții în viața acolo. Pune-te mai bine în scaun și concentrează-te, salvăm Crăciunul. Ok, eu mă duc să fac parcurul pe dreapta, tu fii util și fai aia pe stânga. Normal. Ok. Stay on red. Stay on green. Hai, stay on green. Deci aici se tot schimbă, tot apare și dispare. No, no, no. Nu-mi convine, Dani. Ce s-a întâmplat, Max? Dispar astea înainte să fac eu săriturile, înțelegi? Mhm. Și nu prea mișto. Nu, a dispărut în ultima secundă, dar trebuia și eu să mă opresc, nu să mă duc în continuu ca fraierul, nu știu de ce m-am dus în continuu. Dar pare m-am dus și nu prea e o idee bună să faci asta. E ok, iau și eu acum încă un cadou. Ok, rămân aici, ăla o să cadă, îmi pare rău că ai plecat, Isabela, sau cum te cheamă, Isabelina, ce nume frumos. Ok. Oh, nu. Dani nu mai reușește să fac parcurul deloc acum și ăștia nici atât și... Am impresia că dacă... Nu știu ce să zic. De ce am plecat de pe roșu? Trebuia să rămân acolo. Urăsc parcurul ăsta care dispare în continuu. E cel mai enervant parcur. De acord, nu știu cum au reușit să facă un joc atât de greu. Fiecare nivel e greu, frate. Bă, asta nu e așa greu. Nu, e de enervant. Și dacă e enervant, e greu. Da, chiar e enervant. Am căzut așa, dintr-o prostie. Bă, dar faza e că nici primul nu-l face nimeni, știi? Oh, nu mai zi asta, Max. Te rog, că mă întristează. Oh my god, oh my god, urăsc parcurul ăsta. E oribil. Ok, rămân aici. Baftă, Dani. Mersi, frate.
Că e roșu. Ce? Credeam că pe roșu. Verde. Și eu la fel. Eu eram pe verde și stăteam acolo. Hai, asta e verde. Ok, stăm pe verde. Stăm pe verde, liniștiți. Roșu, 3, 2, 1 și... Ok. Hai că tu ai reușit, e perfect. Tu n-ai ajuns aici. Nu. Ok, am ajuns mai sus. Verde. Bă, dar dacă nu a ajuns nimeni până acum aici, mai sus, nu cred că o să ajungă. Nu cred că o să-l facă cineva. Înțelegi? Avem 14 minute, adică ce se poate întâmpla în 14 minute rău, nu? Se poate întâmpla multe, Dani. Oh my god, nu e bine ce am făcut. Nu e bine ce am făcut, știam că nu trebuie să fac săritura aia, trebuie să o fac, e de două blocuri, știi? Înțeleg. Hai, vino. Bine acum. Om, ce-mi place să sar pe blocurile astea. Mă uit la tine acum, Max. What? Pe roșu trebuia să stau. Bă, mai venit cineva aici, dar ne mișcăm greu de tot. Bă, măcar ne mișcăm, Max. Nici nu ne prea mișcăm, Dani. Ok, roșu. Pac. Sar ca nebunul, mă duc până la ultima săritură. Ok, hai mă, vă dau checkpoint, veniți toți. Hai că acum facem parcursul ăla cumva. Era să-l fac, am făcut săritura aia de 4 blocuri, dar după aia n-am mai făcut nimic. Hai repede până nu vine toată turma, că știi ce se întâmplă, nu? Păi suntem doar 5. Știu. S-a băgat unul în fața mea. L-am făcut. Huu! Bravo, Max. Bă, acum dar sper să mai vină cineva. Ce? Să mai facă încă cineva. Hai că eu mă apropii de... de ecran, așa? Să-l mai facă, dar nu face nimeni, mă, nimeni. Deci nu înțeleg și e atât de ușor dacă mergi în continuu. Ăla mai trebuie și atât. Se apropie cineva, Max? Nu se apropie. Pune-te și tu pe Quake Pro. Quake Pro? Ok. Băi, dacă nu-l faci pe normal, hai că Quake Pro pe măcar Quake mai ai poate o șansă. Bine. Eu-l mai fac o dată când plictisesc, deci... Da, nu știu, sper să-l mai facă cineva, că dacă nu-l face nimeni, e cam nașpa. Fii atent, cred că ți-l fac din prima, nu știu sigur, dar... Ok, nu ți-l fac din prima. Nu mi-l faci bă, din prima. Bă, dar nimeni nu reușește, mă, un salt de 4 blocuri. Uite, 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 că ăla da. A picat acolo, frate. A picat, dar oricum nu cred că avea timp. A venit târziu. What? Gata, l-am făcut încă o dată. Bă, și nu mai vine nimeni, mă. Cum îl faci, mă, din prima, mă? Nu înțeleg. E mă. Ușor, rău de tot. Doar trebuie să mergi și să la blocurile la salturile alea de 4 blocuri trebuie să sari. Nu uite-te și tu cum sari, mă. Dani, trebuie să mergi fix pe muchia blocului, înțelegi? Înțeleg. Înțeles? Hai, vino. A, sunt toți în fața mea, Max. Nu e nimeni în fața. Te respect, Dani, te respect. Yes! Respect. Hai că a reușit. Mamă, era cazul să reușești la cât ai încercat data trecută. Lasă respect. Că evoluăm, Max. Bă, chiar evoluăm. Acum dacă mai jucăm ăsta, vii cu mine, îl facem noi doi, pac, pac. Pac, pac, acum o să avem o mică problemă, Max. O mică mare problemă, Dani, nu știu ce să zic, e cam nașpa. Deci, oameni, vă anunț doar că nivelul ăsta e... De dificultate insane. E super greu. E super greu și toată lumea moare. Noi nu murim, Max. Știi ce trebuie să facem? Ne ferim. Stai că le scriu și la ăștia. Be careful. Play smart. Gata. Crezi că nu o să mai moare nimeni, Max, acum? Le-am dat cele mai bune sfaturi. Ok, hai să văd dacă pot să-mi pun. Deci, mie click dreapta nu mai merge. Așa că trebuie să mi-l pun așa pe rotiță. Gata, merge perfect, Dani. Bine. Bine, merge. Click dreapta, uda foarte greu. Și nu prea poți să tragi cu arcul. Mi-e cam frică, Max. Dar acum o să dau cu arcul în continuu în ăsta. Ai grijă la TNT-uri, că mori instant. Nu. De data asta suntem atenți la tot. Da, asta acum nici măcar nu-și ia damage. N-ar rost să dai în el. Da, omor în zombie. Nu ne plac zombie. Sunt oribil zombie. Și sper să nu moară unul până să înceapă ăla măcar.
Ăla ia foc și a murit. N-a murit, ok. N-a murit. Ai grijă, mare grijă, Dani. Am mare ești singura grijă, mea speranță de aici. Știu, Max. Dacă mor tu, mor și eu. Hai că deocamdată am supraviețuit toți. Fuck. Ai grijă, când dă focul ăla să nu stai nici aproape de el. Că mori. Observ, mi-am luat jumătate de viață stând așa. Da, deci dacă te apropii de focul ăsta în momentul în care o să-i dea foc, gen, ești mort. Ce salea, mă? Chestii de alea. What? Ok, dă-i în el, Dani. Da, nu putem cu arcul, văd. Deci... nu-i dăm deloc damage. Da. Fugi, 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 TNT-uri. Trebuie să-i dăm cu sabia. Trebuie să sărim peste chestiile alea. Oh, nu, oh, nu, 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 nu-mi zic că mor. Ok, n-am murit. N-ai murit, n-ai murit. Mă mir că nu muri nimeni. Bă, da, mult damage dau, mă, astea, doamne. Mamă, i-am dat 5 hituri, Dani. Nu știu cum. 5 hituri. Da, sau 4, nu mai știu. Adică nu mi-am dat seama. Da, o, a murit unul. Ok. Ce se întâmplă acum? Cred că o să dea iar focul. O să dea de toate în continuu. Cel mai bine e să fugi de zombie când o să-i spamnezi. Normal. Ai grijă la TNT-uri? Am grijă, am grijă. Foarte în spate, Max, și foarte safe, înțelegi? Înțeleg, eu îi dau aici hit-uri în continuu. Bă, nu e greu ăsta dacă îl faci cu mulți player, gen, dacă fiecare... și dacă îl faci smart, gen, că trebuie să știi când să te apropii, că nu? Cred că vine focul, Max. Nu cred. Că se face roșu când vine focul. Bă, dar nașpa că nu poți să-l nimerești cu săgețile acolo sus, adică așa ar fi normal, nu? Tu ai grijă, frate, că a rămas 3. Hai mă că putem să-l facem. Trebuie să-i dai multe hit-uri când coboară. Ai grijă la TNT-ul, că TNT-urile te omoară instant. Sar peste chestia mov pe care o dă. Și dă-i. Și dau. Oh my god, bă, dar repede pleacă, mă. N-ar da, sta mă, și el mai mult. Puțin damage. Am rămas doar noi doi, Max. Ok, Dani. Challenge, asta-i trebuie să noastră salvăm Crăciunul. Yep. Ai grijă. Am grijă, m-am ferit perfect. Știi nimic că o să dea. Nimic nu ne poate opri. O să dea zombie aia, deci mai bine te asiguri că nu te moară zombie. Niște damage. Oh my god, mi-o dat și mie. Oh, nu, fugi, fugi, fugi. Am fugit, am fugit departe, frate. Bă, chestia aia mov m-a omorât. Te-a omorât, hai că pot. Chestia aia mov, bă, cât de enervantă e chestia aia mov. Hai, Dani, am încredere în tine, îmi pare rău că a murit, îmi urăs viața în momentul ăsta, dar... nu e problema, Max, se întâmplă chestiile astea în viață. Sari, sari. Deci, vezi, chestia aia mov e mega tricky. Vă observ că e mega tricky. Gen, te aruncă, te aruncă, îți dă damage și după aia iar îți dă damage când vine fix unde te-o aruncat, știi? Mhm. Păi, dar dai niște hituri, că... și vezi să nu-i dai să te arunce în zombie. Trebuie să te pui în alt, să-i dai din altă parte, știi? Aha, e perfect, Max. Nu știu, e cam greu, Dani. Îi scade puțin rău viața. Adică puțin rău, nu puțin rău, că nu e. Uite pe aici o iau. Bine, viața e la feminin. Aș putea să zic că îi scade puțină, dar nu, nu e corect. Fugi, Dani. Nu te bate cu aia, lasă-i. Îi las, îi las, hai cum mă duc direct cum se bați pe toți. Când a pus să-i dai, frate, damage? Că uite cum stă, pac. Păi da, tu nu mai stai să te bați sau tu doar focusează-te pe ăla și atât. E lupta mea, Max. Ok, du-te la ăla, vezi că dă cu aia albastră, mov de fapt. Sari, sari. Zombi în spatele tău, mai dai una măcar. Bă, dar nu i-ai dat, mă. De ce n-ai dat? TNT-ul m-a speriat, frate. Da, erai fix lângă el și TNT-ul era în cealaltă parte. Bă, dar de știu din altă parte, nu de unde-s mobii. Asta fac, frate. Ok, chiar n-o fie și mai greu acum și eu... nu, hai că încerc să mă concentrez. Păi, dar când vine focul, damage, tu trebuie să le dai foc. Mm-hmm. Vezi că ea, dacă te prinde aia, te-o rupt instant, ca o să be the diamond și the iron. O să stau pe air, cred, știi? Nu sta no pe air. Ah! Oh my god. Vezi că vine aia. TNT-ul, Dani! Ia mă ură măcar. Ce se mă... vai, cu aia... ia, vai, frate! Ah, bravo, Dani. Mersi, frate, dar e imposibil. E chiar singur imposibil să faci chestia asta singur. O să îl salvăm data viitoare. De data asta măcar am încercat. E a treia oară când ajungem până aici și nu reușim. Așa că nu o să mai încercăm, pentru că
Trebuie să dormim și noi, nu, Dani? Da, Max. Important e că am salvat măcar o parte din Crăciun. O mică parte din Crăciun, dar nu l-am salvat până la capăt, deci nu e tocmai prea bine, dar e ok. Oricum, o să încheiem aici episodul ăsta. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți să facem, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Max, alături de Dani și ne vedem data viitoare. Pa, pa!